da. Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Tema pentru acasă. Clasa a 6. Azi suntem în 22, nu? Cred că da. Ia 0, 2. Da, 22. 2018. Da. Și zicem repede. Geometrie, spus? Da. Fie E, C, B, D coliniare în această ordine. Deci, în ipoteză, avem E, C, B, D, da? Da. Puncte coliniare, punându-le în ordine asta. Cu E, C, congruent cu C, B, cu D, B. E, C, congruent cu C, B. C, B, congruent cu B, D. B, D. Punem segmente, da? Așa. A nu aparține lui BC. A nu aparține lui BC. Astfel încât unghiul ACB este congruent cu ABC. Deci astfel încât A ACB triunghiul unghiul. Unghiul. Aha. Unghiul. Unghiul ACB este congruent cu unghiul ABC. A, B. Perpendiculara în D pe BC se intersectează în AB. Deci perpendiculara în D. În D pe BC. Deci în D pe BC. Uite, vezi punctele sunt coliniare și atunci zicem așa, dreapta, hai să zicem, D. Intersectează pe cine zici? Pe AB. Pe AB. Într-un punct? Nu spune ce punct. Nu. Intersectează în AB. Hai să zicem noi, punem DF, că până acum nu este, nu? DF e perpendiculară pe DC. Așa mi-a zis, nu? Că e perpendiculară în D pe DC. DF e perpendiculară pe DC. Și DF intersectează pe AB. Pe AB. Așa, egal punctul F. Cum am simulat în M, iar pe păi, A, vezi? Pe M. Așa, mă. Ai spus că nu spune. Deci intensitează în M. Așa. D, M. Și aici spune M. Corect. Iar perpendiculara? Iar perpendiculara E pe BC intersectează în AC în N. Perpendiculara E pe BC intersectează. Perpendiculara în E, poate spune, nu? Perpendiculara în E pe BC intersectează AC în N. E N e perpendiculară pe BC, tot pe BC, da? Da. Pe BC. Și E N intersectează pe cine ai spus? Pe AC în N. AC e ca mulțimea formată din punctul N. Arătați că... Concluzia acum așteptăm, da? Da. Arătați că DM congruent cu N. DM, amic. Da. DM congruent cu... N. Cu E, N. Segmentul. Da. Și atât. Marcă DM congruent cu N. Da. Hai să vedem cum facem figura. Tu mă dirigezi. Păi am făcut o dreaptă. Deci, am făcut o dreaptă pe care am luat punctele tale. E, C, B, D. E, mai întâi. C. Dar e C cât C, B, zici, da? Da. E C cât C, B și cât B, D. Adică toate sunt echidistanțe, da? Punctele acestea. Alte cuvinte, E, C, congruent cu... E, C, congruent cu C, B. B. Și congruent cu B, D. Cu B, D. Uite, toate sunt de aceeași lungime. A este un punct care nu este pe BC. A îl luăm aici undeva. Da. Îl luăm pe deasupra, nu? Da. Este deasupra așa. A nu este pe BC. Așa încât unghiul ACB, A, ce înseamnă la întâmplare, ACB, unghiul ăsta, să fie egal cu unghiul, ABC. ACB cu A, BC. AB,
Eu m-am gândit că acolo formează un triunghi. Așa. Și faptul că unghiul A, C, B, cu A, B, C, ce vrea să spune autorul? Că acel este un triunghi isoscel. Acela este un triunghi isoscel. Deci vârful, uite, cum să-l luăm pe A? Ca să facă cu C și B un triunghi isoscel. Păi, sus. Sus, da. Luăm pe mijlocul segmentului CB. BC, deci luăm mijlocul BC. Da? Și ducem o perpendiculară, uite așa, pe mijloc. Și aici este punctul A. Da? Ca să da. Deci facem în felul ăsta. Am luat pe A, așa încât ACB să fie concurent cu ABC. ACB cu ABC. Da? Da. Bun. Perpendiculara D pe BC intersectată în AB. Deci perpendiculara în D pe BC. Da. Asta e perpendiculara în D pe BC. Intersectează AB. Așa. În M. Și egal punctul M. Deci intersectează între AB egal punctul M. Apoi. Perpendiculara E pe BC. Perpendiculara în E. Perpendiculara în E pe BC. Pe BC intersectează AC în N. Pe AC în punctul N. Da, pe AC în punctul N. Așa. Și? Să arătăm că DM congruent cu EN. DM congruent cu EN. Deci arătăm că DM, asta, e congruent cu EN. Da? Asta trebuie să arătăm. Da. Cum procedăm? Eu m-am gândit să spun că EN este perpendiculară și BM este tot perpendiculară. Și acestea sunt concurente. Scade cel mai mare lungime. Așa m-am gândit. Deci, cum ai propus? Eu nu știu, m-am gândit să spun că sunt concurente. Deci noi trebuie să arătăm că e N e cât de M, da? Da. E, acum trebuie să pe E N să-l prindem într-un triunghi și E de M într-un alt triunghi și să arătăm că triunghiile și sunt congruente. Da, nu știm multe relații. Păi, din experiența care o avem, așa trebuie să gândim, nu? Deci pe E N într-un triunghi. N îl putem încadra în triunghiul ANC. ANC. Da. Și BDM. Deci asta este triunghiul NC, de acord. NC și BDM. Și BDM. Și BDM. Ce putem spune despre cele două triunghiuri? NC și BDM. Putem spune că AEC este congruent cu BD. Sigur că da. Au odată EC cu BD. Deci triunghiul. Hai să... Asta e cât asta. Asta din ipoteză, da? Da. Apoi, ce mai au? A, dar nu facem amintele în opa. Așa. Mai au pe... Ce fel de triunghiuri sunt? Nu sunt isoscele. Nu. Ce fel de triunghiuri sunt din punct de vedere al unghiilor, dacă am zis perpendiculare? De 90 de grade. Deci ăsta e din 90 de grade și ăsta e... Da. Din 90 de grade. Și nu mai trebuie o latură. Nu mai o latură. Dar asta trebuie să o aflăm. Unde e problema? Nici asta nu știm mare lucru. Unghi. Atunci un unghi. Da. Nu mai trebuie. Ne gândim la ipoteză. Ce s-a dat în ipoteză? Mi s-a dat că
ABC, ce fel? ABC este congruent cu A. Ce fel de triunghi este ABC? Isoscel. Dacă este isoscel, înseamnă că latura asta e cât asta, nu? Da. Și unghiurile astea, așa mi-o s-au dus, da, sunt congruente. Ei, unghiul ăsta, cu cine ar mai fi el congruent? Cu cel de jos, cu ECN. Cu ECN, din ce motiv? Pentru că s-a pus la vârf. Asta e. Deci cu ăsta, fiindcă s-a pus la vârf. La fel, ăsta de aici, cu cine? Cu MBD. Cu N, BD. Din ce motiv? Pentru că s-a pus la vârf. Și atunci, iată cele două triunghiuri când ne oprim la ele, ce au? Au două unghiuri și o latură. Două unghiuri și o latură, gata. Latură unghi sau latură unghi. Sau latură unghi. Dar aici este unghi, latură unghi, nu? Da. Și gata, triunghiuri sunt congruente. Și atunci, toate ele sunt congruente, deși asta nu fi congruentă cu aia asta, da? Da. Cum redactăm? Demonstrați. Noi vom scrie, luăm la... cum se spune? Spre, luăm spre luăm, comparare, da, triunghiurile ECN. Deci fie, fie triunghiurile BND. Care? ECN. ECN și? BMD. Și B? MD. BMD. BMD. Știm că EC este congruent cu... Deci cele două triunghiuri au? EC congruent cu BD. EC congruent cu BD. BD. Unghiul NEC este cu congruent cu MDE, MDB. Unghiul NEC congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul MBD. MB. MDB, MDB. 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 Da? Și mai știm, la primul scriem că este din ipoteză. Așa, din ipoteză, corect. La al doilea vom scrie că este din, tot din ipoteză. La al doilea, hai să spunem, facem remarca, deoarece unghiul... A, nu, ziceam că... Nu, nu, e foarte bine, că odată autor. Odată, nouă de grade. Da, e din ipoteză. Nu ai spus tu așa, nu e ec, nu e ec, adică asta de aici. Da, și că ec este congruent cu bd, tot din ipoteză. Și e că... Congruent cu bd, tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Și acum, acum unghiul ECN. ECN, congruent cu ACB. Da. Să zicem așa. ECN, congruent cu? Cu ACN, ACB. 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 Din ce, din ce motiv ECN cu ACB? Din ipoteză. Nu. A pus la vârf. Deci în paranteză spune opuse. La vârf, o V, da? O puse la vârf. Da. Pe de altă parte, A când B, A când B, nu A B, nu A B C? A când B, A când B. M-am oprit la A când B, dar A când B e cât A B C. Știi, mi-a zis neapărat, da? Da. A când B este congruent cu A B C, cu A B C, de unde? Ipoteză. Din ipoteză, sigur că da. Dar A, B, C de desubt, A, B, C e congruent cu? A, B, C e congruent cu M, B, D. M, B, D. M, B, D. De unde asta? Din demonstrare. Nu, nu. Opuse la vârf. Opuse la vârf. Și din cele trei relații, da, reiese că... Rezultă că din un latură în latură. Nu, nu, nu. Din astea trei. Din astea trei relații. E când nu cât a că bă cât a bă că, a bă că cât mă bă dă, înseamnă că e când nu e cât cine? E când nu e când mă bă dă. E când nu, e când nu, congruent cu mă bă dă. Și fiind congruent cu mă bă dă, din toate astea reiese acum că... cazului unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Triunghiuri luate spre comparare. Triunghiul e când... Și B, M, D. E congruent cu? Este triunghiul? Cu B, M, N. B,
B, B, M, D. Așa, și B, M, ce mai rezultă? B, M, D. Mai înseamnă că D, M este congruent cu N. Din asta, din cauza că sunt congruente, atunci da. Putem spune că și. N. E, N, da. Congruent cu B, cu D, M. Congruent cu? D, M. D, M. Și subliniem, că asta ne trebuia de autoritate. Asta era și concluzia, nu? Da. Și, de asemenea, mai avem și că când, dacă vrem să adăugăm, să spunem toate lucrurile, când... Când este congruent cu D, B, nu, D... Când, cu? Cu MB, MD. M? M cât? MD. Cum să fie MD? Cu MB? A, da, da. Cu DM a fost. De ce? Pentru că ăsta e un drept și se uită la ceva. Da, să... Da? Atenție multă. Cu M, B. Congruent cu M, B. E, iată-ne că am reușit și chestia asta. Și acum, ce să mai spunem? Păi... Și m-aș mai avea și că unghiul ăsta de aici. Aș putea spune că e congruent cu ăsta. Adică unghiul prin IMC, IMC, congruent cu unghiul? Congruent cu NC, congruent cu unghiul B, M, M, B, M, D. Cu B, M, D. B, M, D. Și cu asta am terminat. Da. E, era, mama fiind aici, era da. O șansă. Acum e o problemă la șters. Și cu asta am terminat problema. Mai e cu o problemă, nu? Da, una și după aia aveam procente la... Așa, hai. Punctele P, B, C, R sunt coliniare în această ordine. Are puncte? P, B, C, R. P, B, C, R. Deci spune și mai punctele. P, B, C, R. P, B, B, C, R. R. Sunt coliniare în această ordine. Coliniare în această ordine. P, B, congruent cu C, R. Segmentul PB congruent cu CR. PB congruent cu CR. Congruent cu CR. Da. Da. De aceeași parte a dreptei PR se consideră punctele E și F. Deci de aceeași dreapta a dreptei care? PR. PR. PR se consideră punctele? E și F. Deci E și F. De aceeași parte a lui... Aparțin lui părâ. Nu. Aparțin interiorului lui părâ. Nici. De aceeași parte, în tipul istuție, adică îi pune cam două ori pe asupra orbisului. Asta vreau să spun. A, adică... Nu aparțin dreptei părâ. Nu aparțin dreptei părâ, dar nu e suficient. Că poți să-l pui unul de o parte și unul de o parte. Aparțin acelui semiplan. Semiplan, așa. Deci E și F aparțin... semiplanului determinat de dreapta PR, uite așa, PR, dreapta PR sau PB sau ce vrem noi, și un punct X. Trebuie să spun în ce zonă s-ar afla. Dar putem spune în cuvinte, aparțin aceleași semiplan. Hai să spunem așa, aparțin aceluiași semiplan. Aparțin aceluiași semiplan. Aparțin aceluiași semiplan. Semiplan. Da, cum găsesc că poate fi un semiplan. Și? Încât distanța E dintre punctul E și PR egal cu EB. Deci, distanța de la E la dreapta PR egal cu EB. Egal cu EB. Egal cu E, B, B așa spunem. Distanța de la punctul F la PR este FC. Egal cu F, FC.
Și distanța de la E, de la E la P, R, este distanța de la F la P, R. Distanța de la E la, la P, R, E egal cu distanța de la F la P, R. Adică E, B și F, cât sunt egale, vreau să spun. Da. Deci așa spun, este, sunt ele. Și în plus adăugăm și E, B, astea sunt distanțele. E, B este egală cu F, C. Când ne referim la distanță, nu mai punem în segmente, parcă așa, nu? Da. Așa. Arătați că... În concluzie. Arătați că E, P, congruent cu F, R. E, P, congruent cu F, R. F, R. Segmentele. Da. Și E, R cu F, P. Și E, R, congruent cu F, P. Cu F, P. Astea sunt două lucruri de arătat, da? Da. Bun. Începem repede. Cum gândim aici? Păi facem o dreaptă. Da. Care vom lua punctele P, B și cer P, R. Deci pe dreapta. Luăm punctele astea P, B, C și R congruente, dar P, B, uite, P, B, asta, să fie cât C, C, R. Da. C, R. Aceeași mărți. Da, B, B, C nu trebuie să fie aceeași mărime. B, C nu. Deci de ce am lăsat aiurea? Așa. Punctele E și F se găsesc în același semiplan. O să luăm deasupra. Da. E și F deasupra. Am un două. Bine. Dacă vrei, le luăm și de desubt. Da. Dar nu la întâmplare. Nu putem să le punem la întâmplare. Ne spun ceva. Că distanța de la E la, E la P, R este cât E, B. Deci distanța de la E pe aici undeva. Da. La dreapta asta, distanța se măsoară prin perpendiculare, așa. Da. Deci distanța asta să fie egală cu cât... E, B. E, E, B. Aha. E, B. Perpendiculare trebuie să cadă pe B. Iar chiar în punctul B. Deci perpendiculare trebuie să cadă chiar în punctul B. Deci aici ce trebuie să luăm pe E? Deci E, B, să fie chiar distanța. Da? Mai departe. Perpendiculara F pe P, R egal cu F, C, adică pleacă din C. Adică cade fix pe C. Așa. Deci aici ar fi. Da. Așa. Și că E, B, ca mărime, trebuie să fie cât E, F, C. Da? Ne spune autorul. Mai departe. Că E, B, egală cu E, B, cu E, F, C. Cu E, F, C, da. Bun. Trebuie să arătăm că EP este congruent cu... EP, asta, trebuie să arătăm asta. Deci trebuie să arătăm că EP congruent cu FR, prima. Da. Cu FR. Cum te gândești tu? Păi mă gândesc să le cadrez într-un... EP și... Da. Fiecare, în câte un trânghi, da. De fiecare. În triunghiul P, E, B. P, E, B. Ce avem în triunghiul P, E, B? Triunghiul P, E, B și cu cine vrei să-l compari? Cu F, C, R. F, C, R. Ce au cele două triunghiuri? Păi au în comun pe C, R congruent cu P, B. C, R cu P, B. Da. Asta e dat de autor. C, R cu P, B. Așa. Mai au ce? Mai au că unghiul B este congruent cu unghiul C, deoarece este de 90 de grade. Așa, deci aici și aici iarăși 90 de grade. Și mai au că... Că dreapta EB este... Nu e dreapta, segmentul. Segmentul EB este congruent cu FC. Nu de autoritate, da? Da. Și ce părere ai acum? Fiindcă astea le avem date. Latură-unghilatură. Latură-unghilatură, gata.
Deci, luăm spre comparare triunghiul. Deci, fie triunghiurile, fie triunghiurile, da. Triunghiul. E pe B. E, F, B. E pe B, P. P. E, B. P, da? Da. P, B. Și triunghiul. Și triunghiul, F, C, R. F, C, R. Despre cele două triunghi spunem că au. Putem spune că au. Unghiul P, spunem că P, B congruent cu C, R. F, B, congruent cu C, R. C, R. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. Că E, B, E, B, da. Este congruent cu F, C, că din ipoteză. Da. Cu F, cu F, C. Tot din ipoteză. Și că unghiul P, P, B, E, da. P, B, este de 90 de grade. Deci unghiul P, sau, hai să spunem, măsura lui, măsura lui P, B, E, P, B, E, egală cu măsura, egală cu măsura unghiului F, C, R, F, C, R, și egal cu, și egal cu 90 de grade. Conform cazului care e? Latura unghi-latura. Latura unghi-latura. Triunghiurile luate spre analiză. Triunghiul E, P, B. E, F. E, P, B. E, P, B. P, B. Tu ești foarte atent ca să nu greșim. Triunghiul E, P, B este congruent. Este congruent cu triunghiul F, C, R. F, C, R. Și? Și, acum, latura. F, R este congruent cu E, P. F, R, congruent cu P, E. Congruent cu P, E. Fără asta discuție. Asta din asta e ne interesează, da. Să spunem, că asta trebuia să demonstrăm. Și? Și după aia mai avem că unghiul F, R, C. F, R, C. Asta de aici, da. Se uită spre cine? Este congruent cu E, B, P, E. B, P, E. Din ce motiv te gândești? Deoarece râul se uită la unghiul de 90 de grade și... Nu, nu se uită la unghiul de 90 de grade. Se uită la dreapta, F, C. Și F, C. F, C. E congruent cu cine? Cu E, B. Și E, B e privită de cine? De P. Asta, așa trebuie. Deci din motivul ăsta, E, P, B, unghiul E, E, P, B, congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul F, R, C. F, R, C. F, R, C. Așa. Și care unghi a rămas? Al treilea cu al treilea? Ca să fie C, F, R. C, F, R. C, F, R. Congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul P, E, B. P, E, B. P, E, B. Și cu asta am încheiat discuția. Da. Dar mai avea și că F, E, R, cât F, P. E, R. E, R. E, R. Uite așa, asta, toată asta. Ablu. Deci, E, R, asta. Este cât P, F. E, R. P, F. Ar trebui să le încadrăm un, câte unul în fiecare. Câte un triunghi, nu câte un triunghi. Și eu mă gândesc la triunghiul E, B, R. E, B, R. Și E, B, R, da. Și F, C, P. Și F, C, P. Despre cele două triunghiuri. Știm că E, B congruent cu F, C. Da. Știm că unghiul B este și de 90 de grade și, nu, unghiul F, stați, nu, E, B, R este adică de 90 asta, de grade, asta. Da, și F, C, P este tot de 90 sigur de grade. Că da. Și mai știm că, ce ne mai trebuie? Te-ai dus latură, unghi? Acum ți-a trebuit latură. Latură. Acum ce latură obligatoriu te-a trebuit? Păi,
Știm că PB... Nu, că n-am PB. Ce trebuie ție obligatoriu? Asta, poate, de aici. PF, C, zi. C, să fie cât? Cât BR. Cât BR. Ei, ce pare mai plăcut? Păi eu mă... Știu că PB este congruent cu CR. Și dreapta din centru. Dintre BC plus... Nu, nu dreapta. Segmentul. Segmentul BC plus partea cea congruentă este congruent cu cealaltă parte. Adică, cu adică, cuvinte trebuie să spui așa. PC se compune din, PB și BC. Și BR se compune din BC și CR. BC e comună. E comună. Comună. Și cum CR e cât PB, se adaugă. Da. Și atunci vor fi, cu adevărat, PC este cât PB. Sau putem spune că BC este latură comună. Nu e cât latură comună. Segment. Nici așa nu spun segment. Spune cum trebuie. Se compune din, asta este, se vede clar că aceeași și atunci e limpede, da? Deci, limpede, acum să ne ducem să arătăm. Deci, luăm spre comparare triunghiului. Deci, fie triunghiului. Fie triunghiului, da. E-B-R. E-B-R. Și? Și triunghiul F-C-R. F-C-R. Despre cele două triunghiuri, spune că au. Au. Unghiul E-B-R și F-C-R de 90 de grade. Măsura unghiului E-B-R. E-B-R. Este egală cu măsura unghiului FKR. Da, FKF. Egal cu 90 de grade. Corect. Știm că... Și ce mai au? EB... Stai, ce-am spus eu atunci? EB congruent cu FR, FK. Deci, EB... Punem deasupra. EB... EB congruent cu F, FK, da, cu FK. Și acum trebuie să arăți că... Da. Păi BR e egală cu BK plus CR. Ne zice BR. BR este egală cu BK. BK plus? Plus CR. Plus CR. Cealaltă. Cp. Cp. Egală cu bc. Bc. Plus bp. Bp. Și se vede cât bc. Bc. Și mai adăugăm. Cr este cât bp. Cr congruent. Da. Adică bp congruent cu cr. Bp. Hai să lăsăm așa egal. Egal. Cu? Cr. Cr. Și din astea trei, resecă. Resecă. Br congruent cu cp. Br. Br. Congruent cu cp. Cu. Cp. Și. Din astea trei, conform cavul de congruență. Adică? Latură, unghi, latură. Așa. Rezultă că e... Triunghiul EBR. Triunghiul EBR este congruent cu FKR. Cu triunghiul FKR. Și triunghiurile fiind congruente, resecă. ER congruent cu FK. Așa. ER congruent cu FK. Cu FK. Și sigur că și celelalte elemente ne luate în seamă, adică unghiurile celelalte două, vor fi și ele congruente, da? Adică, care unghi cu care unghi? Unghiul PFK. PFK, adică se uite spre...